Stimați membri ai Comisiei de Doctorat, onorată asistență, vă spun la toți bună ziua. Deci vă rog foarte mult să respectăm măsurile de precauție, de răspândire, de preîntâmpinare și toate celelalte care sunt necesare. Deci eu mi-am permis să scot masca deoarece este la 3 metri distanță. La fel îmi permis să consider ședința de astăzi deschisă. Conform extrasului din procesul verbal numărul 1, din 30 septembrie 2020, al Consiliului Științific al Universității de Stat de Moldova, a fost aprobată componența Comisiei Doctorat pentru susținerea publică a tezei doctorat, răspundere penală pentru manipularea unui eveniment și pariurile aranjate, elaborată de către doctorandul Gheorghe Reniță, profilul științific 554 drept penal, specialitatea 554-01 drept penal și excepțional penal, cu următoarea componență nominală. Președinte Sergiu Brânză, doctor habilitat în drept, profesor universitar, membri Stati Vitale, conducătorul doctorat, doctor în drept, conferințiar universitar, Ișan Adriana, doctor în drept, conferințiar universitar, referent oficial Cușnir Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar, referent oficial Gărliva Viorel, doctor habilitat în drept, conferințiar universitar, referent oficial. Secretarul Comisiei, Copiețchi Stanislav, doctor în drept, conferințiar universitar. În virtutea punctului 8 din procedura operațională de depunere și susținere publică a tezei doctorat, aprobată pe 26.09.2018, de Consiliul Științific al Universității de Stat de Moldova, proces verbal numărul 1, secretarul Comisiei de Doctorat nu are drept de vot. Membrii Comisiei Doctorat sunt specialiști în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat. La ordine de zi, stimați colegi, avem de examinat următoarele subiect. Susținerea publică a tezei doctorat a domnului Gheorghe Reniță cu tema răspundere penală pentru manipularea unui eveniment și pariurile aranjate. Conducător de doctorat, Stati Vitale, doctor în drept, conferințial universitar. Aș dori să știu dacă sunt careva, stimați colegi, careva obiecții, propuneri, sugestii cu privire la ordine de zi. Sunt? Nu sunt, vă mulțumesc. În continuare, voi prezenta succint dosarul pretendentului la titlul științific de doctor în drept a domnului Gheorghe Reniță. Deci, prima, cererea de admitere a tezei doctorat pentru susținerea publică și de formare a comisiei doctorat. Avizul Departamentului Drept Penal a Universității de Stat de Moldova, acordul conducătorului de doctorat și a membrilor comisiei din urmare privind admiterea pentru susținerea publică a tezei doctorat, nota informativă privind parcursul studiilor universitare doctorat, lista publicațiilor științifice, lista conferințelor și altor foruri științifice naționale și internaționale la care a participat studentul doctorant, notificarea privind predarea tezei doctorat la biroul studii doctorale, declarația cu privire la originalitatea tezei doctorat, raportul de similitudini, procesul verbal de control a originalității lucrării, lista organizațiilor și instituțiilor în adresa cărora a fost expediat rezumatul tezei doctorat, adeverința de depunere în colecția Bibliotecii Centrale a Universității de Stat de Moldova a tezei doctorat, confirmarea depunerii a tezei doctorat la Biblioteca Națională a Republicii Moldova și, ultimul document, CV-ul studentului doctorat. Dacă sunt careva întrebări la dosarul pretendentului, vă rog. Nu sunt. Cuvântul se oferă pretendentului la titlul științific de doctor în drept domnului Gheorghe Reniță, care în conformitate cu procedura operațională de depunere și susținere publică a tezei de doctor, timp de 30-40 de minute, va prezenta principalele idei, rezultate științifice, concluzii, recomandări cuprinse în teza de doctorat. Poftim, domnul Reniță. Onorată comisie, onorată audiență,
În cele ce urmează, voi prezenta teza de doctorat în drept cu titlul Răspundere penală pentru manipularea unui eveniment și pariurile aranjate. Conducător științific, domnul State Vitale. Cu titlul preliminar, trebuie să precizez mai întâi de toate despre ce este această teză, ce înseamnă în genere manipularea unui eveniment și ce presupune pariurile aranjate. Prin definiție, manipularea unui eveniment presupune încurajarea, instruirea, influențarea unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de altă natură, cu scopul de ca acesta să întreprindă acțiuni ce ar vicia un eveniment în care acesta evoluează, cu scopul de a obține bunuri, servicii, avantaje. Corelativ, pariurile aranjate presupune fie parierea pe un eveniment manipulat sau cum operează dispoziția articolului 242 cu indice 2 trucat, fie informarea altor persoane despre existența unei înțelegeri privind trucarea unui eveniment sportiv sau un eveniment de altă natură, în vederea determinării celor persoane să parieze. Bine, aceste două dispoziții, 242 cu indice 1 și 242 cu indice 2, au fost introduse relativ recent în legea penală, mai exact prin legea numărul 38 din 2013. Deci, practic, de 7 ani există în dreptul pozitiv sau în legislația Republicii Moldova astfel de componențe de infracțiuni. Deci, un prim element care trebuie pus în discuție este referitor la oportunitatea incriminării acestor fapte. Bineînțeles, ca să putem vorbi despre oportunitatea incriminării acestor fapte, trebuie să stabilim care există pericolul social acestor fapte. Dacă a existat o necesitate imperioasă, o necesitate presantă de a interveni în această sferă și ca legislatorul să incrimineze faptele în discuție. Pericolul social al infracțiunilor de manipulare a unui eveniment și pariurile aranjate a fost decelat în mai multe acte internaționale, unele adoptate sub auspiciile Uniunii Europene, altele sub auspiciile Consiliului Europei. Cert este că toată lista aceasta de acte cu caracter sau cu vocație europeană, internațională, a fost încununată cu adoptarea la 18 septembrie 2014 a Convenției Consiliului Europei privind manipularea în competițiile sportive. De altfel, Republica Moldova a ratificat această convenție abia în 2019 și mai mult ca atât vreau să menționez că în 2019, la 1 septembrie, a intrat în vigoare această convenție. Bine, în actele există și o serie de alte acte adoptate sub auspiciile Uniunii Europene, cum ar fi rezoluția privind dimensiunea europeană a sportului sau rezoluția privind meciurile trucate și corupția în sport, care decelează pericolul social acestor fapte. În mod esențial am să accentuez că în preambulul Convenției Consiliului Europei privind manipularea în competiții sportive se accentuează că aranjarea meciurilor reprezintă o amenințare globală la adresa integrității sportului și imprevizibilității acestuia și că orice sport nu este imun împotriva acestui flagel, indiferent de faptul că este asociat sau nu cu pariurile. De asemenea, se accentuează că este necesar un răspuns adecvat la nivel internațional pentru combaterea acestui flagel și că Convenția Consiliului Europei nu este destinată sau nu este adresată în exclusivitate statelor membre ale Consiliului Europei, ci dimpotrivă pot adera la această convenție și alte state. Mai relativ recent vreau să menționez că Australia a ratificat această convenție și a transpus-o în dreptul său intern. Bine. Cu titlul preliminar se menționează despre faptul că pericolul social acestei infracțiuni rezidă în următoarele puncte pe care le-am redat și în slide, și anume faptul că reprezintă o amenințare globală la adresa integrității și imprevizibilității evenimentelor sportive, precum și altor evenimente susceptibile de manipulare și care oferă ocazii de a paria, că implică la scară internațională sau că sunt atractive din perspectiva grupurilor și organizațiilor criminale, tocmai datorită veniturilor ridicate pe care le generează sau produselor pe care se pot obține în urma comiterii acestor infracțiuni. Și, bineînțeles, când vorbim despre pericol social, trebuie să accentuez aici câteva momente, cum ar fi faptul că îndepărtează fanii și oamenii suporteri de la sport organizați de la alte evenimente pe care se poate parea.
În mai multe state, de altfel, manipularea unor competiții sportive și pariere pe acestea a condus la desființarea unor ligi sportive. Aici dau exemplu Thailandia, Vietnam, care în urma manipulării la scară largă a unor competiții sportive a condus la desființarea unor ligi sportive. Sau mai recent, spre exemplu, în Japonia, campionatul de sumo a fost suspendat din cauza meciurilor trucate în 2011. În literatura de specialitate se menționează faptul că acest campionat de sumo a fost suspendat doar de două ori în perioada existenței acestuia. Prima dată, în al doilea război mondial, când orașele nipone erau atacate de bombardamentele americane, și doi, în 2011, când datorită implicării la scară largă a organizațiilor criminale, a oprit organizarea acestui, a suspendat organizarea acestui campionat pe o perioadă relativ îndelungată, în vederea clarificării aspectelor legate de aranjarea meciurilor. Firește, dacă am face o paralelă cu situația actuală, am putea spune că în Europa, de altfel ca și întreaga lume, unicul element care a oprit și, sau a suspendat organizarea și desfășurarea unor evenimente sportive a fost pandemia, este pandemia provocată de virusul COVID-19. Dar și aici trebuie să menționăm că imediat după ce a fost permisă organizarea și desfășurarea unor evenimente sportive, chiar în iulie a fost atestat un caz în Republica Moldova, când compania Sport Radar a atenționat UEFA despre faptul că un meci desfășurat în Republica Moldova ar fi fost trucat. Iar pentru acest lucru, Federația Moldovenească de Fotbal a aplicat un avertisment clubului sportiv și o suspendare cu 3 ani de la participarea și de la participarea la evenimente sportive a fotbaliștilor implicați în această faptă. Bun, într-un final, toate cele menționate denotă sau reclamă necesitatea intervenției legii penale ca fiind cea mai scuțită sabie împotriva acestui flagel. Și aici vreau să menționez că intervenția legii penale pentru a preveni și combate acest fel de fapte nu reprezintă o folosire excesivă a dreptului penal, ci dimpotrivă, o măsură adecvată, proporțională, care a fost sugerată de mai multe foruri internaționale, și europene. Încă un detaliu vreau să adaug aici. Deși în mai multe acte adoptate sub auspiciile Consiliului Europei și a Uniunii Europene se vorbește doar despre manipularea în competiții sportive, nu și despre pariurile ca o formă distinctă, trebuie să precizez faptul că inclusiv Convenția Consiliului Europei privind manipularea în competiții sportive, articolul 15, menționează expres că statele trebuie să incrimineze penal fapta de manipulare a competițiilor sportive, fără a menționa nimic despre pariu. Totuși, în actele preparatorii care stau la baza adoptării acestei convenții, precum și în documentele sau în comentariile convențiile respective, mai exact, un comentariu a fost realizat de către Oficiul Națiunilor Unite pentru Crimă și Droguri, precum și de către Comitetul Internațional Olimpic, care a accentuat că deși în Convenția Consiliului Europei nu se menționează nimic despre pariurile aranjate, pentru o luptă eficientă împotriva acestui flagel, precum și pentru ca legislația națională să corespundă convenției respective, este indispensabil ca statele să incrimineze și fapta de pariuri aranjate. Dacă în urma unui studiu de drept comparat am constatat că în mai multe state fapta de pariuri aranjate nu este incriminată de sine stătător, ci este privită fie ca o circumstanță agravantă la infracțiunea de manipulare a unui eveniment sportiv. Am ajuns la concluzia că fapta de pariuri aranjate nu poate fi privită ca un appendix. Ea trebuie, are individualitatea ei și, respectiv, este justificată opțiunea legislatorului de a adera la concepția normativă conform căreia fapta de pariuri aranjate trebuie să se regăsească într-o normă distinctă. Bun, o să mergem pe parcurs și o să spun despre care este conținutul și particularitățile legate de pariere. Până atunci, vreau să trec la un alt subiect, și anume referitor la natura juridică a acestor infracțiuni. După ce am elucidat faptul că este oportună incriminarea acestor fapte, am să mă opresc câteva cuvinte legate de natura juridică. Nu întâmplător fac acest lucru, pentru că legislatorul Republicii Moldova a dat dovadă de inconsecvență. Mai mult, în unele acte adoptate de către Consiliul Europei și de către Uniunea Europeană,
există concepții diferite. Și anume că fie aceste fapte, deci manipularea unui eveniment sportiv sau de altă natură, precum și pariera pe acestea, fie reprezintă infracțiuni economice sau infracțiuni de corupție. Dacă raportăm la cadrul normativ național, atunci constat următoarele. Conform codului penal, mai exact capitolul 10 din partea specială a codului penal, infracțiunile de manipulare a unui eveniment și de pariuri aranjate sunt incluse în grupul celor infracțiunilor economice. În schimb, într-un alt act normativ, mai exact, este vorba de legea integrității, articolul 44 din această lege, menționează că manipularea unui eveniment și pariurile aranjate ar reprezenta acte de corupție. În aceste condiții apare firească întrebare, totuși care este natura juridică acestor infracțiuni. Bun, pentru a elucida această problemă am recurs la mai multe argumente de ordin doctrinar legislativ, ca într-un final să mă opresc la un test cu o pondere mai mare, și anume să raportez trăsăturile definitorii ale corupției la infracțiunile prevăzute la articolul 242 cu indice 1 și 242 cu indice 2. Și în cele de urmă am conchis că infracțiunile de manipulare a unui eveniment și de pariuri aranjate nu se circumscriu trăsăturilor definitorii ale corupției și prin urmare ele nu pot fi considerate infracțiuni de corupție. În schimb, comiterea infracțiunilor prevăzute la articolul 242 cu indice 1 și 242 cu indice 2 generează repercusiuni asupra activităților economice desfășurate în legătură cu un eveniment sportiv sau cu un eveniment de altă natură care oferă ocazii de a parea. Mai mult vreau să vă spun că în literatura de specialitate există o opinie conform căreia orice manipulare a unui eveniment în legătură cu care se desfășoară activitate aducătoare de venituri generează un efect de domino asupra activităților economice și că acest lucru conduce la repercusiuni negative, îndepărtează sponsorii, radiodifuzorii de la asemenea evenimente, astfel încât să aibă repercusiuni negative asupra activității economice. Bine, a concluzia pe care am ajuns, dar totuși ca să existe o claritate în legislație, am propus să fie exclusă litera C din articolul 44 al legii integrității, astfel încât să nu existe acest paralelism legislativ, încerc scuze, dintre legea penală și o lege extrapenală, ca legislatorul să dea dovadă de coerență legislativă și să nu admită pe viitor astfel de erori. Bun. O următoare problemă la care vreau să mă opresc este referitor la premiza aplicării răspunderii conform articolul 242 cu indice 1 și 242 cu indice 2. În procesul de elaborare a acestor două componențe de infracțiune s-a pornit de la premiza conform căreia atât evenimentele sportive cât și evenimentele de pariat, precum și organizarea pariurilor, ar putea avea loc în condiții de ilegalitate, adică pariul ar trebui să fie un clandestin, interzis. În schimb, pe ultima sută de metri, legislatorul și-a revăzut concepția și a incriminat fără a preciza că pariul sau evenimentul ar trebui să fie în condiții de ilegalitate. Din interpretarea sistemică a dispozițiilor prevăzute la articolul 242 cu indice 1 și 242 cu indice 2, am ajuns la concluzia că organizarea și desfășurarea pariurilor în condiții de ilegalitate, precum și a evenimentelor care oferă ocazii de a paria, reprezintă o premiză sine qua non pentru aplicarea răspunderii conform articolul 242 cu indice 1 și 242 cu indice 2. Argumentele invocate în susținerea acestei teze sunt mai multe, însă mă opresc la faptul la următoarele aspecte. Pentru a putea afecta relațiile sociale cu privire la economia națională, precum și pentru a putea vorbi despre lezarea potențială sau efectivă a relațiilor sociale cu privire la activitatea de întreprinzător desfășurată în legătură cu un eveniment sportiv sau cu un eveniment de pariat, este indispensabil ca astfel de evenimente să nu fie clandestine și interzise. Pentru că altminte nu am putea vorbi despre o atingere adusă valorilor sociale protejate de aceste două articole. În schimb, ce se întâmplă cu situația în care astfel de evenimente sunt desfășurate în condiții de ilegalitate?
Aici răspunderea penală ar putea fi aplicată în baza altor norme, nici de cum conform articolul 242 cu indice 1 și 242 cu indice 2. Ca o consecutivitate logică, vreau să accentuez faptul că potrivit reglementărilor în vigoare nu există un mijloc represiv pentru fapta de organizare și desfășurare fără drept a jocurilor de noroc, printre care și a pariurilor, asupra cărora a fost instituit monopolul de stat. Există aici o lacună legislativă pe care legislatorul ar trebui să o remedieze. De ce spun aceasta? Pentru că nu există un mijloc represiv. Pentru că probabil auzim cu toții în public atunci când un operator sau altul organizează fără drept jocuri de noroc, în particular pariurile, care constituie un domeniu monopolizat de către stat în virtutea legii numărul 291 din 2016, se menționează despre faptul că a fost tras la răspundere fie conform evaziunii norme care reglementează evaziunea fiscală, spălarea banilor sau practicarea ilegală a activității de întreprinzător. Deci mai multe dosare sunt pe rolul instanțelor de judecată, chiar acum recent există un dosar pe rolul judecătoriei Chișinău sediul Buican, în care se examinează, în care o persoană este învinuită de comiterea infracțiunii de practicare ilegală a activității de întreprinzător, pentru că ar fi organizat și desfășurat pariuri, în condițiile în care acesta reprezintă monopol de stat. Firește, acuzarea a eșuat în acel dosar, din punctul meu de vedere, să explice care modalitate normativă concretă este prezentă în acel caz în care s-a atestat practicarea ilegală a activității de întreprinzător. Și aici, făcând o analiză articolul 241, am ajuns la concluzia că fapta respectivă nu se circumscrie normei în discuție din următorul aspect. Deci pentru a putea vorbi despre o lipsă de înregistrare la organele competente, deci o persoană care dorește să desfășoare o anumită activitate trebuie să aibă posibilitatea legală de a face acest lucru. Însă, în cazurile ce vizează pariurile care constituie monopol de stat, orice persoană juridică sau orice entitate, la general spus, care va depune o cerere la Agenția Servicii Publice pentru înregistrarea, vederea, desfășurării activității de acceptare și de organizare a pariurilor, va fi respinsă. Pentru că legea nu conferă acest drept altor entități decât doar Loteriei Naționale a Moldovii, care mai recent are dreptul să desfășoare și să organizeze pariuri împreună cu partenerul său privat, selectat în urma unei licitații publice. Aici, în consolidarea acestei concluzii, fac trimitere și la cazul Landerbrooks versus Suedia, în care Curtea Europeană a respins cererea reclamantei ca vădit, ca nefondată, argumentând că el nu are un drept prevăzut, recunoscut de legislația internă pentru a putea obține un act permisiv în vederea desfășurării activității de organizare a pariurilor. În Suedia, ca și în Republica Moldova, activitatea de organizare și acceptare a pariurilor constituie monopol de stat, iar o entitate de acolo a încercat să depună o cerere de înregistrare în vederea obținerii dreptului de a organiza și desfășura pariul. Această cerere a fost respinsă, invocându-se că este un domeniu ce constituie monopol de stat. S-a plâns la Curtea Europeană că s-ar fi încălcat dreptul de proprietate. Și aici Curtea Europeană a zis că a declarat cererea inadmisibilă, invocând că odată ce nu are un drept recunoscut în legislația internă, nu poate pretinde că ar fi victimă în sensul articolul 34 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Bazându-mă pe această constatare, am ajuns la concluzia că modalitatea normativă de neregistrare la organele competente, ca și modalitatea de comitere a infracțiunii de practicare a ilegală activității de întreprinzător, nu poate fi reținută. De asemenea, ce ține de lipsa sau desfășurarea fără un document permisiv, autorizație sau licență, accentuez că organizarea și desfășurarea pariurilor este constituită o activitate atribuită în exclusivitate Loteriei Naționale și Loteria Națională nu este obligată, conform legii, să obțină vreo licență în acest sens pentru a desfășura activitatea în discuție. Respectiv, este o activitate nesupusă licenției. Toate aceste argumente ne-au condus spre concluzia că este în afara legii penale fapta de organizare și desfășurare fără drept a jocurilor de noroc. Din acest motiv am propus adoptarea unei norme care ar sancționa expres acest lucru, astfel încât să nu existe asemenea probleme. Bine,
În continuare, însă, polemizez asupra faptului care evenimente pot fi manipulate în sensul articolului 242 cu indice 1 și respectiv pe care se poate paria în conformitate cu articolul 242 cu indice 2 din codul penal. Legislatorul ne vorbește în articole menționate despre două evenimente care sunt susceptibile de manipulare și respectiv pe care se poate parea. Se vorba de evenimentul sportiv și evenimente sau un alt eveniment de pareat. Eu l-am intitulat un alt eveniment de, care oferă ocazie de parea, având o altă natură, extrasportivă. Nu? Din perspectiva primului eveniment, și anume cele sportive, trebuie să precizez că aici nou legislator a fost incoerent și a admis erori de tehnică legislativă. În particular, dacă vorbim despre legea numărul 291 din 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, observăm că legislatorul folosește noțiunea de eveniment sportiv, bară competiție sportivă. Folosirea barei verticale care creează o condiție de tip sau acreditează teza că ar fi vorba despre noțiuni alternative și nu noțiuni echivalente. Pentru a desluși această problemă, am apelat la Convenția Consiliului Europei privind manipularea în competiții sportive, care, în noțiuni generale, explică că o competiție sportivă semnifică orice eveniment sportiv. Prin urmare, rezultă că aceste noțiuni sunt echipolente și legislatorul ar trebui, pe cale de consecință, să excludă din legea numărul 291 dispoziția de, sau noțiunea de competiție sportivă pentru a nu crea incertitudine normativă. Din nou, vreau să precizez că evenimentele sportive care sunt susceptibile de manipulare trebuie să aibă un anumit impact, o rezonanță. Și nu este vorba de un eveniment sportiv organizat de că la lecție de educație fizică la școală sau la un liceu. Este vorba de acele evenimente sportive în legătură cu care se desfășoară o anumită activitate și care au un impact, o rezonanță. Pentru a accentua acest lucru, unii legislatori operează cu noțiuni, spre exemplu, eveniment sportiv oficial sau eveniment sportiv internațional, dacă vorbim de legislația Albaniei. Vedem că legislatorul a utilizat o formulă generală fără a specifica că ar fi vorba de un eveniment oficial sau că ar fi vorba de unul internațional sau național. Oricum, răspunderea penală este aplicabilă în ipoteza în care acest eveniment este manipulat. Totuși, să admitem ipoteza în care ar fi fost manipulat un eveniment sportiv care nu prezintă un anumit grad de importanță, o anumită rezonanță în societate, cum ar trebui să se procedeze? Aici am ajuns la concluzia că în astfel de ipoteze trebuie aplicat articolul 14 alineatul 2 din codul penal, care menționează că nu constituie o infracțiune care, deși formal, întrunește elementele componenței de infracțiune, însă datorită gradului și importanței de pericol sporit, deci nu se aplică răspunderea penală. Totuși, faptul dacă ar fi vorba de un eveniment sportiv național sau internațional ar putea fi luat în calcul la individualizarea pedepsei și nici de cum nu influențează la calificarea faptei. Cât privește cea de-a doilea eveniment care poate fi manipulat, evenimente de altă natură, da? Care oferă ocazii de parea. Aici pot fi diverse. Orice concursuri comerciale, spre exemplu, conform articolul 184 din Codul Penal al Federației Ruse, se utilizează noțiunea de concurs comercial de divertisment. În legislația altor state, pur și simplu se menționează generic cuvântul eveniment manipulat și punctul, fără a preciza că este unul sportiv sau extrasportiv. Revine instanțe de judecată, se particularizeze în fiecare caz individual despre ce fel de eveniment este vorba și în ce măsură ar trebui să intervină răspunderea penală. Totuși, când vorbim despre evenimentele care pot fi, pe care se poate pune un pariu, trebuie să accentuez următoarele. Că legea numărul 291 din 2016 permite organizarea și desfășurarea pariurilor doar pe evenimente sportive. Bineînțeles, acolo legislatorul a admis o anumită incoerență normativă pe care am argumentat-o penal, și anume că într-un articol se menționează expres că pariurile se fac doar pe evenimente sportive și pe competiții sportive. Dimpotrivă, într-un alt articol, mai exact articolul 44 din legea numărul 291, se menționează că pariurile pot fi și pe alte acțiuni. Firește, dintr-o interpretare sistemică am ajuns la concluzia că legea per ansamblu, legea numărul 291, permite organizarea și desfășurarea pariurilor doar pe evenimente sportive,
Totuși, nu există niciun argument obiectiv și rezonabil de a interzice pariurile pe evenimente de altă natură decât cele sportive, susceptibile de a fi manipulate în sensul articolului 242.1. În genere, limitarea unor categorii de pariuri nu poate inhiba dorința făptuitorului de a comite infracțiunile în discuție. Pentru a nu deveni noțiunea de eveniment, alt eveniment de pariat din articolul 242.1 și 242.2.1 decorativă și deprisos, am propus amendamente la legea numărul 291, astfel încât să se permită organizarea și desfășurarea pariurilor nu doar pe evenimente sportive, ci și pe evenimente de altă natură, care de altfel pot fi manipulate. Bun, aici am să dau câteva momente referitor la practica judiciară și cum vreau să menționez, deși de 7 ani sunt în vigoare aceste componente de infracțiune, deja avem o practică judiciară, una care este neunitară, și am să punctez câteva elemente sau câteva probleme legate de aplicarea în practică acestor două articole și eventual soluțiile care ar putea fi propuse pentru îmbunătățirea cadrului normativ în vigoare. Primul caz care, în care s-a testat un eveniment manipulat este vorba de cazul Mungiu și Bișeni, în care făptuitorii, un jurnalist și un antrenor, au abordat pe antrenoarea selecționată de fotbal feminin, under 17, adică sportivii aveau vârsta până la 17 ani, ca să organizeze manipularea evenimentului cu un scor de, cu o diferență dintre, de două goluri dintre selecționata echipe de fotbal a Letoniei și dintre selecționata de fotbal feminin a Republicii Moldova. Aici practicienii au calificat fapta ca reprezentând o dare de mită. În sensul că pentru a organiza manipularea evenimentului s-a propus o sumă de bani. Mai exact era vorba de 8.000 de dolari SUA. Firește, nu s-a dat curs aceste inițiative și s-a anunțat organele de resort, în speță Centrul Național Anticorupție și Federația Moldovenească de Fotbal, iar evenimentul într-un final a fost desfășurat unul corect și nu a fost unul viciat. Problema de drept pe care o reclamă acest caz este următoarea. Dacă antrenorul reprezintă sau nu un participant la un eveniment sportiv. În sentința instanței de judecată se menționează expres că antrenoarea care a fost abordată în vederea manipulării evenimentului ar fi un participant la un eveniment sportiv. Totuși, din analiza articolului 242.1, ajungem la concluzia că antrenorul reprezintă subiectul infracțiunii, dar nu persoana în privința care se exercită influența infracțională în vederea manipulării evenimentului. Acest lucru îl deducem din articolul 242.1 aliniatul 2. Mai mult, un alt argument cu o pondere mai mare este definiția de sportiv redată în Convenția Consiliului Europei privind manipularea în competițiile sportive, în care se menționează expres că sportiv sunt doar acei participanți sau acele persoane care evoluează pe teren, pe ring, care își manifestă abilitățile fizice, intelectuale în vederea învingerii unui eveniment. Dar antrenorul face parte din categoria de oficiali și își depun de participant la un eveniment sportiv. Aceeași problemă a fost ridicată de altfel și în fața judecătorilor curții de la Strasbourg. Este vorba de cazul Milevski vs. Polonia din 2019, în care reclamantul a pretins că în dreptul intern al Poloniei exista o incertitudine normativă. Mai exact, o lege cu privire la domeniul sportului prevedea expres că sportivi, din nou, sunt doar persoanele care sunt antrenați în ring, în teren și așa mai departe. Totuși, instanțele de judecat, dar în codul penal lipseau definiție ce înseamnă participant la un eveniment sportiv. Instanțele de judecată din Polonia au decis că darea de mită unui antrenor, în vederea organizării manipulării evenimentului, cade sub incidența articolul 296 din Codul Penal al Poloniei și că nu mi-ar fi vorba despre un participant la un eveniment sportiv. Firește, a făcut abstracție de faptul că într-o altă lege este dată o altă definiție și un alt înțeles are noțiune de sportiv, de participant. Reclamantul în fața Curții Europene a mizat pe faptul că ar fi fost o condamnare arbitrară, contrară principiului legalității incriminării și a invocat încălcarea articolului 7 din Convenție. Totuși, Curtea Europeană a ajuns la concluzia că este posibil
ca anumite noțiuni să aibă un înțeles diferit în anumite ramuri de drept. Respectiv, faptul că într-o altă lege care a fost adoptată ulterior norme din codul penal care prevedea răspundere pentru, în cazul celălalt, pentru darea de mită unui eveniment, unui participant la un eveniment sportiv, nu poate fi contrară articolul 7 din Convenție atâta timp cât interpretarea instanțelor a fost una rezonabilă. Probabil s-a ajuns la concluzia că interesul public de a combate și de a preveni faptele ce vizează trucarea meciurilor are o pondere mai mare decât o pretinsă incertitudine din dreptul intern. În consecință, Curtea Europeană a declarat cererea reclamantului ca inadmisibilă și de aici pot fi trase anumite concluzii că, bun, am criticat acest caz în teză, invocând că Curtea Europeană a făcut abstracții de evoluțiile ulterioare care au avut loc în legislația Poloniei și a făcut abstracție de prevederile Convenției Consiliului Europei privind manipularea în competițiile sportive. Deci exista un consens european care delimita clar că arbitru, antrenorul nu reprezintă un participant la un eveniment sportiv, ci reprezintă un oficial, adică o persoană care, în virtutea regulamentelor din domeniul sportului, este întrituit cu anumite atribuții legate de desfășurarea evenimentului. Bun, aici încă un detaliu vreau să precizez. Pe cazul Mungiu și Beședin am ajuns la concluzia că calificarea dată de către instanța de judecată și de către acuzatorul de stat a fost una corectă. Doar că unica eroare pe care a admis-o este că a folosit în raport cu antrenorul noțiunea de participant la un eveniment sportiv. Din punctul nostru de vedere, ar fi trebuit să utilizeze noțiunea de persoană care lucrează pentru o organizație necomercială, pentru că acolo era angajată persoana, reprezenta o asociație obștească, un club sportiv. Alte cazuri cu fapte similare au primit o calificare juridică diferită. Aici mă refer la cazul Knit. În schimb, în cazul Perisame și Cheong, din nou s-a dat calificarea că ar fi reprezentat o dare de mită, și anume fapta de oferire a unor bani în vederea manipulării evenimentului sportiv. În cazul Knit, acuzatorul de stat a ajuns la concluzia că oferirea de bani în vederea manipulării evenimentului sportiv a reprezentat o influențare a participantului la eveniment sportiv în sensul articolului 242.15.2 din Codul Penal. O asemenea interpretare nu poate fi reținută, din considerentul că influențarea unui participant, dacă am admite situația că influențarea unui participant la un eveniment sportiv poate să se manifeste prin prezentarea de bunuri sau prin oferirea de bani și servicii, s-ar admite un paralelism legislativ, când aceeași faptă care sunt incidența două norme. Din aplicând raționamentul per contrariu, am conchis că astfel de fapt cade sub incidența dispoziției de la 333 și 334, respectiv darea și luarea de mită, dar nu sub incidența infracțiunii de manipulare a unui eveniment. Tot în acest context vreau să mai precizez faptul că, deși legislatorul a incriminat doar fapta acelei persoane care instruiește, influențează sau încurajează un participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pareal să întreprindă acțiuni ca acesta să vicieze evenimentul, a lăsat în afara legii penale situația în care participantul respectiv va adopta conduita cerută de către subiectul infracțiunii de la 242.1 din Codul Penal. Vorbind sau preluând terminologia legislatorului elvețean, am putea spune în felul următor. Că cel care influențează, instruiește sau încurajează un participant să manipuleze evenimentul, comite o manipulare indirectă. În schimb, acel participant la un eveniment sportiv sau de pareat care va da curs acestor solicitări, va comite o manipulare directă. Însă, după cum am menționat, faptele care reprezentau o manipulare directă sunt în afara legii penale. Astfel de fapte sunt sancționate conform codului disciplinar sau altor regulamente de desfășurare și organizare a evenimentelor. Însă am ajuns la concluzia că și aceste fapte ar trebui să cadă sub incidența legii penale și am invocat mai multe argumente. În primul rând, din nou, am făcut trimitere la Convenția Consiliului Europei care recomandă statelor membre, statelor care au semnat această convenție, să incrimineze manipularea, indiferent că este directă, indirectă, să incrimineze și să cadă sub incidența legii penale. Și același lucru rezultă și din mai multe rezoluții adoptate de către Uniunea Europeană, în care se menționează că răspunderea disciplinară ar fi insuficientă și că structurile legate de
sau federațiile sportive care sunt dotate cu competența de a aplica răspunderea disciplinară nu ar avea arsenalul adecvat de mijloace represive în vederea prevenirii și combaterea unor astfel de fapte. Și mai mult, chiar dacă s-ar admite că iată, este aplicată o răspundere disciplinară destul de disuasivă și eficace, acest lucru nu exclude și aplicarea unei răspundere penale. Firește, acest lucru trebuie să se facă doar dacă, per ansamblu, pedepsele aplicate în persoane sunt proporționale. Și aici, firește, ar trebui să ținut cont și de testul de A și B, testul instituit de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza A și B versus Norvegia, în ipoteza în care admitem că răspunderea disciplinară aplicată pentru manipularea unui eveniment sportiv sau de altă natură ar reprezenta o acuzație în materie penală în sensul autonom al articolului 6 din Convenția Europeană. Tot în contextul manipulării unui eveniment sportiv sau de altă natură, trebuie să precizez că legislatorul a admis o incoerență normativă. Și anume, utilizează mai multe noțiuni, cum ar fi trucat, viciat, manipulat. În particular, în titlul articolului 242, cuvindice 1, se menționează despre manipulare. Dimpotrivă, în conținutul acestui articol, precum și în descrierea infracțiunii de pareuri aranjate, se operează în mod interșanjabil cu termenii viciat și trucat. Totuși, sinonimia în legislație, mai ales în legea penală, este una patogenă și din acest motiv am propus să fie utilizat doar un singur termen, cel de manipulare, care de altfel se regăsește și în Convenția Consiliului Europei privind manipularea în competițiile sportive. Tot legat de manipularea unui eveniment sportiv sau de pareat, mai am constatat că legislatorul din nou a admis o incoerență normativă, și anume, la descrierea pedepselor. Textul în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate restrânge în mod nejustificat câmpul de aplicare a infracțiunii prevăzute în articolul 242.1 din Codul Penal, întrucât generează sau acreditează teza că este aplicabil doar unor persoane care fie dețin o funcție, fie exercită o anumită activitate. Totuși, ar putea încuraja sau instrui un participant la un eveniment sportiv sau de pareat să manipuleze evenimentul în discuție, nu neapărat o persoană care fie este afiliată într-un fel sau altul unei organizații sportive sau unei alte organizații. Ar putea să fie o persoană care nu ocupă nicio funcție. Și același lucru a fost accentuat de altfel și la o etapă destul de timpurie. Atunci când dispozițiile articolul 242 și 242.1 și 2 erau în fază de proiect. Mai exact, direcția juridică din cadrul Parlamentului a atenționat acest lucru și a propus ca să fie utilizată cu sau privare de dreptul astfel încât să se individualizeze în fiecare caz particular dacă persoana deținut sau nu o funcție. Această recomandare a fost trecută cu vedere de către forul legislativ și m-a determinat pe mine acum să o propun cu titlul de lege ferentă. Dar sper că poate într-un târziu va fi receptată. Bine, încă câteva detalii legate de îmbunătățirea calitativă a acestor norme. Vizează faptul că legislatorul nu specifică expres în dispoziția articolului 242.1 dacă este vorba despre o manipulare a întregului eveniment sau doar o parte a acestuia. Totuși, din mai multe surse se menționează că este posibil. Și de regulă, mai frecvent se întâmplă că se manipulează nu întreg evenimentul, ci anumite elemente separate, cum ar fi un corner, prima lovitură cine o pierde, sau primul set, dacă vorbim de tenis. Dacă tot din această perspectivă aș prezenta ca și exemplu cazul Gluhoi și alții, precum și cazul Ciumac, vorba numit în presă cazul tenismenilor, care ei au manipulat mai multe meciuri de tenis, însă segmente, nu întregi. Un set, cine prima minge va pierde. Și pe aceste elemente separate se parea sume și ei obțineau câștiguri impunătoare de la pariuri. Respectiv, dar norma de la 242 nu menționează nimic, este vorba de rezultatul final sau parcursul. Cu titlul de drept comparat menționez dispoziția din Codul Penal al Germaniei, care legislatorul a menționat că este vorba fie de o manipulare a parcursului sau a rezultatului evenimentului.
Tot același lucru când vorbim și despre pariere. Parierea se poate face fie pe rezultatul final, fie pe elemente separate din cadrul evenimentului. Din acest motiv, pentru a evita interpretările neunitare și pentru a evita incertitudinea juridică, am propus ca dispoziția articolului 242 cu indice 2, cu indice 1, să fie menționat expres despre manipularea parcursului sau a rezultatului evenimentului, astfel încât să nu mai apară dubii de interpretare și de aplicare aceste norme. Tot aici aș preciza faptul că cercul de persoane care ar putea manipula cu succes un eveniment sportiv ar trebui lărgit. Mă refer aici la dispoziția articolului 242 cu indice 1 aliniatul 2, care menționează că răspunderea penală se agravează în ipoteza în care fapta este comisă de către un antrenor, un proprietar de club sportiv sau de către un membru al juriului sau de către o persoană care face parte din conducerea unei organizații sportive. Observăm că aici legislatorul a omis, probabil dintr-o eroare, noțiunea de arbitru. Acest lucru, spre exemplu, în legislația altor state, arbitru este menționat expres ca și persoană care poate manipula un eveniment și în astfel de ipoteze este agravată răspunderea penală. Din acest motiv, am propus la articolul 242.1.2 completarea listelor de subiecte speciale cu unul nou și anume cu cel de arbitru. Cu referire la componența de infracțiune de pariuri aranjate. O primă, pe lângă incoerența terminologică despre care am vorbit, că operează cu noțiune de trucat și viciat, mai există o altă incoerență sau o altă gafă legislativă, eroare. Legislatorul a folosit în dispoziția articolul 242, indice 2, expresia în intenția pentru a desemna scopul făptuitor de a determina alte persoane să pună o miză pe un eveniment sportiv sau pe un eveniment de altă natură. Cel mai probabil este vorba despre o traducere nefericită a dispoziției articolul 46 din legea sportului Poloniei, pentru că dacă suprapunem articolul 46 din legea sportului Poloniei și articolul 242 cu indice 2 din codul penal, observăm că este exact. Modelul de elevație juridică cel mai probabil a servit acel act normativ, doar că în traducere din engleză se menționează în vedere determinării altor persoane. Noțiunea de în vedere și în intenția nu sunt aceleași. Intenția și scopul sunt noțiuni cu încărcătură juridică diferită și de ce pentru a nu crea confuzii am propus substituirea termenului în intenția cu cel de cu scopul. Tot încă un detaliu vreau să mai precizez. În vederea îmbunătățirii calitative a articolul 242.2, am propus ca legislatorul să agraveze răspunderea penală în situația în care infracțiunea sau instruirea, influențarea sau încurajarea este comisă în raport cu un minor sau în raport cu două sau mai multe persoane. Am propus acest lucru din considerentul că tot mai multe persoane cu vârsta de până la 18 ani sunt implicate în evenimente sportive și același lucru se regăsește și în legislația penală a altor state. Și argumentul de drept comparat m-a determinat să propun același lucru și în dispoziția articolul 242.1 din codul penal. Tot pe aceeași axă de argumente sau pe aceeași axă conceptuală, am constatat că în contextul manipulării unor evenimente sportive, precum și parierea pe acestea, sunt implicate grupurile criminale organizate. Dar legislatorul a inclus ca și circumstanță agravantă comiterea infracțiunii de către un grup criminal organizat sau de către o organizație criminală, doar în cazul infracțiunii de pariuri aranjate. În cazul manipulării unui eveniment, a omis să facă acest lucru și am propus să fie remediată această problemă. Cam acestea au fost propunerile și problemele pe care am vrut să le pun în discuție și sunt deschis pentru orice întrebări polemice. Vă mulțumim foarte mult, domnul Reniță, stimați membri ai Comisiei Doctorat, stimați participanți în sală,
Vă rog, adresați întrebări la tema tezei domnului Reniță. Poftim. Poftim, domnul Berlivan. Evident că o să mă expun ulterior referitor la toată această lucrare științifică, doar ca început vreau să... mi-au apărut două întrebări expres din discursul pe care l-ați anunțat astăzi, măcar când din conținutul tezei de doctorat propriu-zise nu le-am identificat. O primă întrebare care mi-apare este dacă infecțiunile analizate de cele voastre sunt susceptibile de a avea faze de desfășurare altele decât etapa consumării acestei infecțiuni, infecțiunea consumată. Asta e prima întrebare. Și a doua, noi cunoaștem perfect că atribuirea unei sau alte infracțiuni la o anumită categorie care ați operat aici, infracțiuni economice, infracțiuni de corupție, nu se face pe titlu normii, pe localizarea însă și a normii, dar pe conținutul propriu-zis al normii. Și aici apare întrebarea. Am văzut că în unele cazuri se tratează asemenea infracțiuni ca infracțiuni de corupție, propriu-zis, în alte cazuri ca infracțiuni economice în sensul redat de dumneavoastră. Și întrebarea este următoare. Este o distincție, și dacă este clar, este, și unde se completează două aspecte comportamentale diferite, presupun eu. Pe de o parte, primirea bunurilor cu scopul de a influența un eveniment, cu eventuala ulterioară primire a acestor bani sau mijloace, pe de o parte, și pe de altă parte, influențarea unui eveniment în scopul primirii și cu ulterioara primirea acestor buni. Mulțumesc! Mulțumesc! În privire la prima întrebare, dacă este posibil faza de desfășurare, da? În referire și fie este vorba de pregătire sau de tentative. Da. O să le divizez pentru că răspunsul trebuie nuanțat în dependență de fiecare infracțiune în parte. Dacă vorbim despre infracțiunea de manipulare a unui eveniment, articolul 242.10, observăm din dispoziția mea că este vorba despre o componență formală. Și în literatură se menționează că atunci când este vorba de componență formală, de regulă nu este posibilă tentativa sau pregătire, cu anumite excepții. Excepții atunci când, datorită structurii de descriere a laturii obiective, sunt prevăzute mai multe modalități normative, astfel încât este posibilă, și este dat ca și exemplu, articolul 171 de acolo de specialitate. Aici vreau să precizez că în cazul încurajări sau instruirii unui participant la un eveniment sportiv sau influențării, cu siguranță este posibilă o pregătire, făptuitorul ar putea întreprinde anumite acțiuni premărgătoare în vederea executării propriu-zise a laturii obiective, astfel încât să vorbim despre o etapizare. Ce ține de tentativă, la 242.1, manipularea unui eveniment, nu putem vorbi despre, nu este posibilă atestarea tentativei din considerentul că instruirea, influențarea sau încurajarea se consumă de la momentul când au executat. De când persoana, indiferent de faptul dacă vă da cursă celor solicitări sau nu. De exemplu, în cazul Mungiu și Beședen, fătuitorii nu au dat cursă celor solicitări. Sau în cazul Ciumac și Gruhoi, același lucru s-a întâmplat, totuși s-a reținut în formă consumată infracțiunea, invocându-se că, iată, ceea ce a comis, de fapt, reprezintă un fapt consumat. Cât privește infracțiunea de pariuri aranjate? Într-adevăr, aici putem vorbi cu siguranță, în cazul modalității normative de pariere la nivel sportiv, despre situația când fie este vorba despre o pregătire, fie este vorba despre o tentativă. Sau când vorbim despre informarea altor persoane în vederea trucării celui, în vederea punerii unui pariu pe un eveniment trucat. Din nou, putem vorbi atât despre pregătire, cât și despre în ipoteza în care presupune cauzarea unor daune operatorului de pariuri.
infracțiunea de pariuri aranjate în formă agravată se consumă din momentul în care se produce daune în proporții deosebit de mari persoane. Din acest motiv, dacă făptuitorul avea intenția de a cauza daune în proporții deosebit de mari, însă din motive departe, străine de voința acestor, nu se cauzează acest lucru, vorbim despre o tentativă. Cât despre simplu fapt al informării altor persoane în vederea punerii unui pariu ca să se cauzeze daune în proporții deosebit de mari, vorbim despre o pregătire la infracțiune. Aici, în literatura de specialitate și de altfel o confirmă și practica tribunalelor altor state, că pariurile aranjate reprezintă o formă specifică a înscrocheriei, a fraudei. Acest lucru ne demonstrează cazul Heuser, care a fost examinat de către instanțele din Germania și am menționat expres că abia în 2018 Germania a incriminat fapta de pariuri aranjate prin manipularea unui eveniment, însă ei au aplicat răspundere pentru înscrocherie și au privit manipularea din momentul ca o pregătire pentru comiterea infracțiunii, pe faptul că ulterior a pariat și au cauzat daune deosebit de mari unor operatori de pariuri. Cât privește aspectul legat de natura juridică a infracțiunii? Adevăr, există polemice aici și am să fiu de acord cu dumneavoastră că spuneți că locul într-un capitol sau altul nu determină natura. Este adevărat și ca și exemplu aș putea da articolul 256 din Codul Penal, primirea unei remunerații licite despre care, în legătură cu care a fost scrisă și o teză de doctorat și s-a propus permutarea acestui articol într-un alt capitol separat, pentru că, din conținutul lui, nu rezultă că ar fi o infracțiune care ar aduce atingere relațiilor sociale cu privire la economia națională. Însă, dacă privim dispozițiile articolului 242.1 și 242.2, ele aduc atingere din perspectiva obiectului juridic de subgrup relațiilor sociale cu privire la activitatea de întreprinzător. Din acest motiv, consider că este justificată opțiunea legislatorului de a plasa aceste, reieșind din esență și natura juridică acestor infracțiuni, în capitolul 10, în infracțiuni economice. Pentru că vreau să zic că nu este doar o concepție întâlnită în Republica Moldova. Mai multe state, anume în capitolul infracțiuni economice, plasată astfel de infracțiuni, bine, altele și în infracțiuni contra patrimoniului sunt exemple, dar preponderent în grupul infracțiunilor economice au fost plasate, spunând că prin faptul că se manipulează un eveniment sportiv sau de pariat și prin faptul că se pariază de acesta, se aduce atingerii economiei naționale Republicii Moldova și respectiv, de economie în general. Și respectiv, ieșind din aceste împrejurări, rezultă că esența și natura juridică a acestor infracțiuni reprezintă infracțiuni economice. Respectiv, este justificată în concepția de statură. Cu privire la faptul dacă darea unor servicii, bunuri, a reprezentat tot o manipulare, da? Firește, aici practica judiciară este neuniformă. Majoritatea din instanțele de judecată au decis că în acest caz este aplicată darea și respectiv luarea de mită. Doar într-un singur caz particular a fost aplicat articolul 242.1 pentru ipoteza descrisă. Este vorba de cazul cu. În celelalte cazuri, acuzarea, cât și instanța de judecată, au făcut din punctul meu de vedere calificarea corectă, reținând norma de la 333 și respectiv 334 din Codul Penal, indiferent de faptul, din nou, dacă a dat curs sau nu solicitări de a vicia evenimentul în care a participat persoana. Dacă el va da curs solicitării respective și va manipula evenimentul în care participă, el, conform legislației Republicii Moldova, este posibil aplicarea doar a răspunderii extrapenale. Aici am să dau cu titlul de exemplu Codul Disciplinar al Federației Moldovenești de Fotbal și un caz când chiar prin 2011-2012, când a fost atestat un caz de manipulare mai multor evenimente sportive și s-a aplicat amenzi mărime de $8.000 SUA și o interdicție de 5 ani de a mai participa la evenimente sportive. Acum avem un cod disciplinar nou a Federației Moldovenești de Fotbal, din 2020 martie adoptat, care operează cu niște amenzi exorbitante, de 1 milion de lei, adică. Același lucru se testă și în codurile de etică și disciplină adoptate de către FIFA sau de către UEFA, care pot fi aplicate amenzi până la 1 milion de euro. Și chiar mai mult, a fost și aplicată amenda maximă în cazul Skanderbeu,
când s-a reținut că ar fi un club sportiv din Albania care ar fi manipulat evenimente sportive la scară largă, inclusiv cele din campionatul european. În jur de 96 de meciuri s-a constatat că ar fi fost manipulate și a aplicat o interdicție de 10 ani de a mai participa la evenimente sportive și o amendă mărime de 1 milion de euro. Pentru a aplica această amendă exorbitantă, s-a ținut cont de faptul că în perioada cât acel club sportiv a participat la campionate sportive, a avut un câștig de în jur de 5 sau de 6 milioane de euro. Și respectiv s-a argumentat că este proporțională amenda aplicată. Mulțumesc, domnul Rință. Domnul profesor Viorel Berliba, v-a fost răspuns, v-a dat răspuns la întrebările? Nu. Dar vă mulțumesc prin că întrebări, vă rog. Deci întrebări au dreptul să depui numai membrii comisiei doctorat, dar și cei prezenți în sală. Vă rog, domnul Adrian Mășa. Întrebarea care urmează transpare din răspunsul dumneavoastră la întrebarea domnului Berliba. Spuneți-ne, vă rog frumos, dacă se încalcă sau nu principiul non bis in idem, în cazul cumulului dintre răspunderea disciplinară și răspunderea penală, cu particularitatea că această răspundere disciplinară implică aspectul pecuniar. Deci este vorba despre o amendă exorbitantă. Cum ziceți dumneavoastră, avem amenzi exorbitante, deci potrivit codului disciplinar este vorba despre 1 milion de lei. Iată dacă să luăm cifra respectivă. Această întrebare, de fapt, transpare din jurisprudența Curții Europene, context în care Curtea Europeană zice că dacă amenda este exorbitantă, aplicată cu ocazia răspunderii disciplinare, practic aceasta se ridică la aspectul de ordin penal. De ce? Haideți să vedem dacă s-ar încălca acest principiu în obisnuit. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Poftim, domnule! Vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, problema pusă în discuție este analizată penal de jurisprudența Curții Europene din alte materii, nu în materie pe care și mai nou am găsit și o cauză recentă care se referă la meciuri trucate. Bun, un prim element pentru a putea vorbi despre incidența principiului de silență în câmpul de aplicare a acestui articol, acestui principiu, este faptul că el este aplicat doar ce ține de acuzații în materie penală. Totuși, virtutea testului Engel, sau așa numită teoria conceptelor autonome, Curtea Europeană a ajuns la concluzia că și anumite fapte, chiar dacă ele nu se regăsesc în codul penal, ci în, de exemplu, în codul vamal, în codul fiscal, sau dacă vorbim în cazul particular, în codul disciplinare, ar putea să se încadreze în noțiunea de acuzație în materie penală în sensul autonom al termenului, reieșind din criteriul naturii și esenței juridice aceste încălcări sau sancțiuni. Am făcut această analiză și am constatat că amenzile aplicate sau sancțiunile aplicate conform codului disciplinar au în esență o natură penală. Ele cu nimic nu se deosebesc, spre exemplu, de o amendă penală sau, dacă vorbim despre sancțiunea interzicerii, chiar și pe viață, a desfășurării unor evenimente sau de a participa la asemenea evenimente, este mult mai drastică chiar și decât codul penal, care limitează interdicția de a desfășura o anumită activitate pe anumite termen. Însă regulamentele disciplinare, codurile, prevăd posibilitatea aplicării chiar și de viață acestei interdicții, văzute de către unii sportivi ca fiind o condamnare la moarte. Din această perspectivă, aplicând testul Engel la încălcările și sancțiunile prevăzute de către codul disciplinar particular al Federației Moldovenești de Fotbal, am ajuns la concluzia că ele se încadrează în opțiunea de acuzație în materie penală în sensul autonom al termenului și, respectiv, apare problema incidenței principiului non bis in idem și acumulării de răspundere penală. Bun, ne ajută să facem claritate la acest subiect hotărârea A și D versus Norvegia din 2011 a Marii Camere, care a tranșat această problemă. Deci până atunci era clar, până la această hotărâre, că dacă o faptă este considerată penală, în sensul autonom al termenului, o altă formă de răspundere penală nici nu putea fi aplicată pentru că se încalcă acel principiu de disimilie. Același lucru l-a accentuat și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în mai multe cauze. Totuși, în 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avut o abordare nuanțată, a operat cu noțiune de nucleul dreptului penal și periferie dreptului penal. Și s-a ajuns la concluzia că, de fapt, este posibilă o cumulare dintre răspunderea administrativă, titulatul ei acolo,
care, deși, din perspectiva testului Engel, reprezintă o acuzație în materie penală, cu o altă răspundere penală, doar dacă sunt respectate mai multe condiții. Condiția cea mai primordială, din punctul meu de vedere, este faptul că, în cumul, această formă de sau pedeapsă aplicabilă să nu fie una disproporțională. Pentru că altminteri s-au încălcat principiul ne bis in idem. În literatura de specialitate este criticată vehement această hotărâre. Se funcționează că principiul ne bis in idem a fost înlocuit cu cel al proporționalității și că instanțele de judecată trebuie să vadă dacă în ansamblu cumularea răspunderii disciplinare, care în esență este una penală, reieșind din gravitatea sancțiunilor aplicate și cea penală, nu ar fi una excesivă, o sarcină excesivă nu s-ar impune persoanei. Prin urmare, consider că cumularea răspunderii penale dintre cumularea răspunderii disciplinare în cazul manipulării unei evenimente și pariuri aranjate cu răspunderea penală este posibilă doar dacă se respectă criteriile denunțate în hotărârea HB versus Norvegia din 2011. Vreau să precizez faptul cu referire la calificarea, dacă ar fi sau nu o acuzație în materie penală sancțiunile aplicate conform regulilor disciplinare. Menționez cu o autoritate recentă un caz versus Turcia, în care Curtea Europeană a ajuns la concluzia că acolo n-ar fi forma de acuzație în materie penală, dar s-a bazat în exclusivitate pe sancțiunile ce pot fi aplicabile persoanei. S-a decis că sancțiunea de până la 3 ani interzice de desfășurare de activitate nu ar reprezenta o acuzație în materie penală, în acel caz particular, și respectiv au examinat cauzul din perspectiva articolului 6, tendința aspectului civil din aspectul penal. Totuși, credem că concluzia Curții Europene ar putea fi alta dacă s-ar duce sau ar ajunge pe masa judecătorilor Curții de la Strasbourg, un caz în care s-a aplicat o amendă excesivă sau exorbitantă, care cu siguranță ar putea să o califice ca și acuzație în materie penală. În concluzie, afirm că cumulul dintre răspunderea disciplinară, care poate fi în esență o acuzație în materie penală și răspunderea penală, este posibilă în virtutea testului stabilit de către Curtea Europeană în cazul HB versus Norvegia. Mersi mult, domnul Șeic, dar eu vreau să vă rog scurt doar, că dumneavoastră atâta de mult competați, cu atâta argumente, deci eu am fost surprins, impresionat că legitorul moldoveanesc, în cazul promovării răspunderii pentru manipularea evenimentelor și a pariurilor aranjate, a fost foarte ingenios și a anticipat, deci, adoptarea Convenției Consiliului Europei. Și vreau să vă întreb, de unde s-a inspirat, din ce sursă, când a formulat textul, știu că tot timpul se inspiră, deci ați găsit de unde? Da, bă, cred că asta e întrebarea. Da, vă mulțumesc, domnul profesor, puțin. Vă mulțumesc, într-adevăr, așa și este, rezultă că practic anticipată, de ce sunt domnii mai ei au copiat la noi. Ei au copiat la noi. Existau niște documente preparatorii care erau publicate. Au și-au intrat în posesia lor. Da, da. Iar asta, da, scris despre asta. Am identificat în cazul pariurilor aranjate că este vorba de modelul polonez pe oasă. Bine, bun. Mersi mult. Vedeți, v-a ascultat, domn profesor. Succint cum gata. Gata, eu am rugat succint. Vă mulțumesc. Poftim încă întrebări? Eu cred că este cel domn ședinte, da? Deci vă mulțumim, domnul Rință, vă mulțumim, mă să rog. În cele ce urmează, vă aduc la cunoștință participanților la susținere. Deci sugestiile și observațiile expuse la prezentarea manuscrisului tezei în ședința de evaluare preliminară a tezei. Deci la 14 septembrie 2020 a avut loc ședința Departamentului Drept Penal al Facultății Drept a Universității de Stat de Moldova, la care a fost supusă evaluării preliminare teza de doctorat elaborată de domnul Gheorghe Niță, precum și rezumatul ei. La evaluarea preliminară a tezei doctorat au participat membrii Departamentului Drept Penal al Facultății Drept a Universității de Stat de Moldova. Ei au apreciat ca teză
că teza are o ținută științifică înaltă, problemele puse în discuție au fost tratate de pe poziții calitativ noi, având la bază o consistență argumentară. În cele ce din urmă, membrii Departamentului Drept Penal au convenit asupra înaintării următoarelor recomandări, care de altfel se regăsesc și în avizul Departamentului Drept Penal din 14 septembrie 2020. Prima, polemizarea asupra faptului dacă ar putea fi manipulat un eveniment sportiv la care participă animalele. 2. Specificarea la pagina 18 din rezumatul tezei a principalului argument al reclamantului din cazul Nilevski vs. Polonia din 2 iulie 2019, examinat de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, și anume, el a invocat că norma penală în baza căreia a fost condamnat nu conținea noțiunile de arbitru și observator. Și prin urmare, s-ar fi încălcat articolul 7 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care garantează principiul legalității incriminării și al legalității pedepsei penale. La rândul lor, conducătorul doctorat și membrii comisiei de înrumare au remarcat faptul că teza are o ținută științifică înaltă. Lucrarea se distinge prin bogăție de idei, informații și soluții care sunt oferite într-o abordare originală. În fine, s-a recomandat autorul următoare. Prima, precizarea în teza faptului dacă ar fi oportună sau nu incriminarea infracțiunilor de manipulare a unui eveniment și de pariuri aranjate. 2. În pagina 198 din teză, precum și la pagina 23 din rezumat, se susține că nu se va încălca articolul 4 din protocolul numărul 7 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, în ipoteza în care, atât conform legii penale, cât și în baza reglementărilor disciplinare vor fi aplicate pentru manipularea unui eveniment sportiv sau de pariat, sancțiuni de aceeași natură. Doar dacă autoritatea care va aplica a doua sancțiune, pedeapsă, va respecta principiul proporționalității. Această afirmație se bazează prin hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului, AJB versus Norvegia din 15 noiembrie 2016. Totuși, în lucrare se precizează că testul stabilit de curte, în această hotărâre implică respectarea mai multor condiții, inclusiv procedurale, care de altfel au fost menționate în teză. Prin urmare, afirmația citată ar trebui reformulată, în particular ar trebui exclus cuvântul doar și de adăugat expresia între altele, după termenul respect. Deci poftim, cuvântul se oferă domnul Reință să se expui asupra obiectelor succeselor care au fost în cadrul departamentului și comisiei din urmare. Poftim. Sugestiile care au fost date la evaluare preliminară au fost implementate în teză, au fost acceptate în totalitate și reflectate în conținutul tezei. Cu referire la primul subiect, dacă vorbim despre polemizarea, dacă ar putea fi manipulat sau nu un eveniment în care participă animalele, am ajuns la concluzia că, într-adevăr, astfel de evenimente ar putea fi manipulate, doar că pentru ele nu se aplică răspunderea conform articolul 242 cu indice 1 sau 242 cu indice 2, din simplu motiv că noțiunea, că în legea privind la cultura fizică și sport, redă definiția de sport ca fiind acele acțiuni cu implicarea omului. Respectiv, rezultă fie trebuie de modificată legea privind la cultura fizică și sport, astfel încât să nu fie mențiunea asta, fie reieșind din cadrul actual care există, deci nu poate fi aplicată răspunderea conform 242 cu indice 1, situația în care se manipulează un eveniment sportiv în care sunt implicate doar animale. Totuși, ar putea fi aplicată, întrebarea apare în mod firesc, în ce bază survine răspunderea. Și aici am constatat că ar putea fi mai multe soluții, firește, este vorba despre o răspundere extrapenală, doar că am găsit ca o ipoteză atunci când, spre exemplu, administrează o substanță dopantă unui animal, astfel încât acesta să ajungă primul la final și să învingă competiția. Și că ulterior să parieze pe rezultatul respectiv. Astfel de fapte ar putea să cadă sub incidența, fie vorba de răspundere disciplinare, dar când vorba de pariere și dacă se cauzează daune, pentru infracțiunea de instrucherie. Celelalte recomandări legate de, au fost din nou tratate în teză, receptate și le mulțumesc mult pentru sugestiile care au fost înaintate. Vă mulțumim, domnule Reință, vă rugăm, stimați
audiență, deci permiteți-mi să ofer cuvântul referenților oficiale pentru a prezenta referatele la de analiză asupra tezei și, în primul rând, permiteți-mi să ofer cuvântul domnișoarei Adriana Ieșanu, doctor în drept, conferențiar cu Universitatea. Poftim, Adriana. Mulțumesc. Ar fi dorit în această este actuală și dispune de caracter de pionierat, întrucât în patrimoniul doctrinat a Republicii Moldova, actualmente nu regăsim o asemenea lucrare de asemenea factură, cu mici excepții unele articole științifice publicate, motiv din care sperăm că această lucrare științifică va spori patrimoniul doctrinat al Republicii Moldova și nu numai. Despre actualitatea temei în discuție ne vorbește și prezența unui oaspeț de onoare, practicien. De aceea am convingerea că rezultatele științifice ale acestei teze nu sunt iluzorii, ele vor fi aplicate în practică. Cu privire la teza nemijlocită, conținutul tezei, consider că teza este bine ancorată în aspectul teoretico-practic al problemei relevate, iar numărul impunător de surse științifice care au fost utilizate și au constituit baza tezei, menționez 664 de surse, după mine este o muncă titanică, deci este o lucrare laborioasă, dar luând în calcul și specificul literaturii analizate, culese și astfel compilate, denotă perseverența autorului în atingerea, în primul rând, a obiectivelor trasate în introducere. Grație unui plan judicios, realizat și respectat, cu strictețe de către autor, dar și în baza unei repartizări simetrice, calitative și cantitative a materialului în cursul cercetării, autorul a reușit să expună, în concepția mea, subiectul abordat într-o consecutivitate logică. Astfel, nucleul lucrării, alcătuit din 5 capitole, dispersează armonios informația în a câte 3-4 subcapitole fiecare inerente unei lucrări comprehensive. Desigur, multe aspecte sunt meritorii, dar o să menționez în special faptul că cele 14 rezultate științifice care constituie baza tezei, obținute în urma cercetării efectuate, reflectă în esența importanța și valoarea aplicativă a acestei lucrări. Printre cele mai valoroase rezultate științifice, care eu o să le calific ca fiind carte de vizită a acestei lucrări, consemnez. Nu există un mijloc represiv pentru faptul de organizare și desfășurare fără drept a jocurilor de noroc, printre care și a pariurilor, asupra cărora a fost instituit monopolul de stat. Există o lacună legislativă, lucru înalt apreciat, de care făptuitorii beneficiază și care trebuie să fie remediată. Nu pot să nu fiu de acord cu această remarcă autorului, care a fost foarte bine argumentată. Organizarea și desfășurarea pariurilor în condiții de legalitate, precum și a evenimentelor care oferă ocazii de a paria, reprezintă o premisă obligatorie pentru aplicarea răspunderii în conformitate cu articolul 242 cu indice 1 și articolul 242 cu indice 2 din Codul Penal. Nu există niciun argument obiectiv și rezonabil de a interzice pariurile pe evenimente de altă natură, alta decât cele sportive, susceptibile de a fi manipulate în sensul articolului 242 cu indice 1. Ori limitarea unor categorii de pariuri nu poate inhiba dorința de a comite infracțiunile în discuții. Consider că cele 16 recomandări de perfecționare a legislației cu care finalizează cercetarea sunt logice și bine argumentate, care sperăm vor fi luate în considerație de către legiuitorul național pentru ameliorarea nu numai a cadrului incriminator, dar a cadrului extrapenal de referință. De asemenea, rezultatele obținute în teză deja și-au găsit materializare în plan științific, fiind înalt apreciate la mai multe foruri științifice, inclusiv internaționale la care a participat autorul.
Însă cel mai consemnabil, zic eu, este publicarea rezultatelor științifice din teză în mai multe reviste științifice cu factor de impact, dintre care un articol care a fost publicat este indexat în Scopus și 3 au fost publicate în reviste care sunt indexate în Web of Science, care sporește gradul de vizibilitate și ridică prestigiul nu numai a instituției în care și-a desfășurat doctoratul domnul Reniță, dar consider eu ridică și prestigiul Republicii Moldova. De fapt, teza de doctorat prezentată astăzi reprezintă pentru Republica Moldova o lucrare de referință extrem de valoroasă, consider eu. Autorul aduce certe elemente de originalitate în tratarea subiectului tezei, parcurgând un traseu foarte complex de analiză. Autorul a dat dovadă de calități analitice, pe care de fapt le-am remarcat din anul 3 de facultate și probabil debutul autorului a fost acea conferință științifică în anul 3, unde dumnealui a ocupat locul întâi și i-am sugerat ca să dezvolte aceste calități de cercetător. Astăzi vă zic să nu rămâneți cu această teză de doctorat, pentru că aveți aceste abilități de cercetător și apogeul științific nu reprezintă, de fapt, teza de doctorat. Este ceva mai mult, de aceea vă îndemn în continuare să dezvoltați aceste abilități de cercetător. În definitivă, conducându-mă de prevederile punctului 18 din procedura operațională de depunere și susținere publică a tezei de doctorat, dar și de prevederile regulamentului de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat aprobate către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, personal în calitate de referent oficial, pledez pentru calificativul excelent. Vă mulțumim foarte mult, așa, Adrian. Stimați colegi, deci oferim cuvântul tuturor referentelor chat, apoi oferim cuvântul posibilitatea pretendentului la gradul de științific de doctor în drept de a se expune asupra sugestiilor și propunerilor. Nu suntem să poate, nu? Deci următorul referent oficial, domnul profesor universitar, domnul Șnir Valeriu. Poftim. Deși vreau să zic că eu nu voi vorbi atât de mult, deci cum ați făcut-o dumneavoastră, dar fiind statul cu dumneavoastră, deci ați pătruns în esența multiplelor detalii, iar deci, noi cei care apreciem, deci și înțelegând despre ce a vorbit, mi pare că atât e de clar tot, încât despre ce să mai vorbești. Eu chiar aș finaliza cu cu trimiterea făcută la o normă din ordinul Ministerului Culturii, Educației, Culturii și Cercetării, numai că am reținut acolo alt punct decât domnișoara Andreana, punctul 7, care stabilește niște criterii după care se apreciază și se oferă calificativul. Și eu, iată, am filtrat, deci, prin prisma celor 7 criterii. Cei drept ne-am lăsat să văd, tot întrebam de domnul Berliva, mă zic că, uite, acolo scrie și susținerea publică. Vor zic că nu, fac eu, nu anticipez. Aici am făcut două variante. Una, așa, dar una care s-o scriu aici, deci, calificativul excelent. Iar acum mă întorc. Deci, nu deja v-am întrebat privitor la istoria acestor incriminări, dat fiind faptul că, într-adevăr, doar detalii state, deci a fost din stat preocupat de manipulare, de pariuri aranjate. Și eu, iată, acum, peste o perioadă de timp, mă întreb ce este manipularea și ce este pariul. Și nu sunt gata să răspund. Manipularea se regăsește pretutindeni. În toată ziua, chiar și mâine va fi. Atunci când vom ieși,
să alegem. Deci, pariul, e clar că el e prezent în viața noastră, mai mult la cei care în interiorul lor își doresc, deci, sau sunt emotivi și își doresc și câștige niște bani, nu prea tare cu mare efort. Sau nu e așa? Sportivii noștri, e clar că nu sunt cei mai bogați, nu sunt al de Cristiano Ronaldo, nu sunt al de ceilalți. Eu nu știu ce salarii au ei acolo, cei care joacă fotbal. Cred că e în câteva mii de lei. Poate eu știu mai mult, nu știu. Deci e bineînțeles că alăturat acelor premize care dumneavoastră le-a spus, sunt condiții și cauze care favorizează, deci, acest fenomen. Este firesc. Deci, în primul rând, într-o politică penală echilibrată a statului trebuie să se acționeze și clar că studiul nu va permite dumneavoastră să pătrundeți în esență, că asta ar fi criminologie. Dar iată, așteptăm poate cineva face un studiu ca să identifice, deci, care sunt cauzele și condițiile care conduc la apariția, deci, și răspândirea acestor fenomene. Este mult mai interesant. Acum, e clar că și domnișoara Adriana Ieșanu și domnul Stati mi-a trimis niște rigori vis-a-vis de referatul care trebuie să-l fac. Eu m-am axat pe aceste rigori. Actualitatea temei. Clar că argumente sunt o sumedenie. Eu am vorbit și dumneavoastră în teză ați scris și adică a pus întrebarea că legiuitorul moldovenesc în care de lucrat mult pentru a-și ajusta deci legislația, inclusiv și în materie penală, la standardele europene. De aceea este demn de apreciat efortul dumneavoastră că ați făcut acest studiu pentru a pătrunde în esența lucrurilor, acestor incriminări și pentru a oferi, hai să zic, un veritabil ghid practicienilor, celor care, iată, se confruntă cu probleme din cadrare juridică a unor sau altor fapte. Ținând cont în virtutea funcției pe care am deținut-o, am participat la elaborarea mai multor teze în alte domenii, spre exemplu, în științele politice. Și mă uitam la primul capitol, tot timpul ei au o secțiune, două, consacrată metodologiei de cercetare a unor sau altor fenomene. La juriști noi nu prea practicăm de a însera metodologie, adică în primul compartiment, cam ce metode voi aplica și prin aceste metode, deci ce voi cerceta, care aspecte ale... Eu le-am dedus. Deci, din rezultatul cercetării dumneavoastră, deci am dedus aceste metode, le-am înserat aici, ele sunt foarte bune, dat fiind faptul că se regăsește și metoda dialectică, și metoda sistemică, și metoda comparativă, logică, statistică. Voi vorbi despre cea comparativă. Dumneavoastră ați făcut un efort foarte mare ca să deci, comparat incriminările deci, cu alte incriminări similare și ați arătat care sunt deci, criteriile de delimitare. De ce criteriul este prezent aici? Conținutul. Iată, am reținut, da, la noi în precedentul cadru normativ, mai ales la seminar, se completau niște formulare în care era un criteriu, repartizarea preponderentă sau sistematizată a materialului cercetării. Și încercai să vezi care, oricum sunt capitole care, după titlu, după conținut și după, hai zic, subiectele propuse, ele depășesc în raport cu altele. Am fost surprins că, deci, iată, obiectul juridic ați consacrat foarte mult material, foarte mult spațiu. Și întrebam de ce. Și am găsit justificarea. Pentru a poziționa, și dumneavoastră ați explicat aici, deci a ierarhiza aceste două fapte în legea penală și pentru a arăta deci, care anume relații sociale se afectează prin manipularea evenimentelor și prin pariurile aranjate. Celelalte criterii doar le voi spune așa, deci cu titlul de enunțare, că ele toate sunt întrunite și prezente la dumneavoastră. Evaluarea critică a rezultatelor cercetării. Ați venit cu argumente. Bineînțeles, putem să nu le acceptăm să argumentele dumneavoastră, eu am tot respectul față de ele. Tot aici și a vorbit și domnișoara Ieșanu Adriana despre publicații. Da, într-adevăr, hai să zic,
Eu la institut am lucrat mai mulți ani și țin care au publicații în reviste cu factor de impact. Țin tot. Eu, spre exemplu, nu am asemenea publicații, deci felicitări. Și asta justifică, deci, apropo, bazat pe rigorile deci, stipulate în acel ordin, justifică acordarea deci, calificativului excelent. De el, domnul profesor, în Republica Moldova, în afară, veniți încă sunt trei autori. Numai. E suc și brânză tot pe acolo. Nu știu dacă e drept sau nu. Am dat, sunt. Sunteți. Deci, bine. Bun, următorul. Deci, caracterul de noutate. Este foarte evident. Nu trebuie să-l caut, să-l demonstrez. Deci, cu lux de amănunte. Deci, în cei 7 ani s-au acumulat mai multe probleme. Dumneavoastră veniți cu lămurirea lor. Deci, cu argumente, mai ales că este varianta ideală. Atunci când ați făcut o punte de legătură dintre teorie, dintre normativ și dintre practica judiciară. Inclusiv ilustrată cu viziunile jurisprudenței Curții Europene. Deci asupra unor sau altor fenomene și evenimente. Corectitudine, aprecieri cu privire la stil. Da, stilul este unul accesibil, foarte clar. Expresiile deci, formulate corect, deci nu lasă îndoieli în justiția lor. Aparatul științific. Deci mă bucur că se revine la cel clasic, în subsol, atunci când ai aruncat o privire și nu trebuie să cauți la sfârșit să răsfăiești toată lucrarea. Deci, viza tehnică. Aspecte de ordin formal. Deci s-au respectat toate rigorile, și de redactare tehnică, și de științifică, și celelalte rigori, prevăzute atât în ghidul ANACEP-ului, cât și în ghidul școlii doctorale științe juridice a USM-ului. Corespunderea rezumatului la conținutul tezei corespunde pe deplin. Și, bineînțeles că am formulat o concluzie. Deci, eu v-am anunțat-o de la început, acea concluzie nu este cazul să... Deși eu tot timpul încheiam referatul cu o expresie, că, deci, teza întrunește condițiile, deci, cadrul normativ în domeniu, are sau prezintă o valoare teoretico-științifică și cea aplicativă foarte nuanțată, ce îndreptățește acordarea titlului doctor în drept. Aici văd că o lipțică altfel. Deci trebuie să propună admiterea către susținere, da? Ceva de genul ăsta. Eu am formulat, deci totdeauna, după cum eu am considerat, fapt care justifică pe deplin admiterea spre susținerea publică în vederea obținerii titlului de doctor în drept. Totdeauna aici ajunge. Acum, deci e clar că m-a interesat un subiect care dumneavoastră ați vorbit aici, cel care se referă la, deci, infracțiuni și la legea integrității, unde ați spus că, iată, sunt catalogate deci, în legea integrității ca deci, fapte deci, de corupție. Și mă gândeam, ținând cont că am făcut mai multe studii consacrate corupției, că corupția e prezentă în foarte multe evenimente sociale. Ea atât de reușit să interțese și se regăsește și în alte fapte, încât, deci, câteodată ne vine greu să delimităm. Dar m-am întrebat. Deci, bineînțeles că încadrarea juridică este un fenomen care conduce la respectarea anumitor principii. În primul rând, principiul legalității. Este foarte deci, binevenit ca să încadrăm fapta în tiparul legii. Fie, deci, manipularea evenimentelor, fie, deci, luarea de mită. Dar legiuitorul nu tot timpul este consecvent. Și nu tot timpul, atunci când elaborează o normă, o coroborează și își propune ca, iată, să delimiteze foarte clar. Deseori, în notele informative, nu găsim argumentare deci, de ce acolo, de ce dincolo și așa mai departe. Eu chiar, apropo, meditam asupra propunerii dumneavoastră privitor la articolul 241 și mă uitam că ați poziționat-o. Zic, dar de ce nu alături de este? Și am văzut că nu-i loc. Deci ați găsit un loc acolo unde era cel mai potrivit, reieșind din ceea ce este în codul penal. Asta este. Deci, probabil că va dura un timp. Mai mult ca atât, practica judiciară, deci după anii 90, vis-a-vis de darea, luarea de mită și la noi și la România, nu a fost niciodată uniformă.
apar noi infracțiuni care iarăși intră în coliziune, deci în concurs. E foarte greu să... De ce, iarăși, sunt necesare asemenea studii? Ca să vină, să limpezească situația, deci și să pună la îndemână celor care aplică legea, că ei sunt și mai decepționați câteodată. Deci, și trebuie să înțelegem că nu au de unde se inspira. Așa cum a găsit legiuitorul moldovean, deci cum a spus dumneavoastră, niște foi undeva răspândite acolo, deci vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și felicitări. Să-l felicit pe domnul conducător științific. Deci s-a simțit prezența, practic, cu duhul, cu spiritul, deci și bineînțeles cu recomandările. Eu cunosc ce a scris, aici n-ați intrat în contradicții, deci felicitări. Vă mulțumesc, domnul profesor. Deci până trece la condițiile noi de susținere a tezei, deci înainte, în consilii, doctorantul prezenta conținutul tezei parcursul la 20 de minute. Dar când îi ofeream cuvântul domnului profesor Valeriu Cușnet, 25-30 în calitate de referent. Așa că și dumneavoastră de acum v-ați schimbat. Păi, am vorbit bun? Acum e, în limitele normalului. Vă mulțumim. Deci, următorul referent... Vă mulțumesc un mesaj, de acolo nu s-a citit, dar nu știu dacă l-ați citit. Următorul referat de analiză, în calitate de referent oficial, va fi prezentat de domnul conferințiar universitar doctor habilitat în drept, domnul Dorin Bărbita. Poftim, domnul Bărbita. Vreau să salut pe participarea mai multor persoane la acest eveniment și în același timp vreau să felicit doctorandul cu acest discurs științific excepțional și respectiv și pe conducător împreună cu doctorandul pentru această teză de doctorat. Evident că o să mă abat puțin de la referatul propriu-zis, spunând la început că, de fapt, acum rigorile față de teză sunt atât de principiale, încât mai mult trebuie să dăm atenție la rigori decât la conținutul propriu-zis. Dar acum ne-au pus și pe noi referenții oficiale în niște limite atât de principiale, încât uiți că analizezi teza, dar încerci să respecti niște rigori care nu știu dacă asta este scopul final al acestor demisii. Dar ne-am încadrat, am făcut referatul conform cerințelor regulamentare care sunt vizate. Evident că am spus-o de mai multe ori și încerc să reiterez faptul că la moment, multiple incoerențe, coliziuni, dubii normative care intervin, de fapt, sunt datorate faptului că implicații în materia penală la nivel de proiecte și așa mai departe sunt elaborate de către persoane care nu au implicații atât de principiale în materie penală. Și nu neg că la elaborarea proiectului de lege privind includerea în conținutul normativ articolul 242 cu insigma 1 și 2 au avut mai multe implicații sportive decât specialiștii în materie penală. Spun aceasta luând în vedere însă și conținutul propriu-zis și retoricile care intervin. Dar referitor la conținutul propriu-zis sau lucrări. Vreau să menționez faptul că teza de doctorat este una actuală și, cum s-a expus, este un subiect explorat practic la zero în Republica Moldova și nu numai în Republica Moldova, dar și în multe alte state. Acest fenomen, evident, după cum a anunțat și autorul, se încadrează în limitele unor fapte de natură a crea pericol, cel puțin, și a aduce prejudicii unor valori esențiale privind sportul, iar ca efect este necesară intervenția în mijloacelor juridice, în particular în materie penală. Oricum s-a enunțat perfect în acest context, chiar în discursurile care au fost, prin prisma repercusiunilor ca efect al acestor
combaterea acestor încălcări, de fapt, impactul răspunderii oricum este de natură penală în referitor la aceste fapte. Problema abordată prin cercetare oferă temei prin analiza conținutului ei să vizeze multiple idei inovative capabile să fundamenteze contextul atât al răspunderii juridice propriu-zise pentru faptele spuse cercetărilor științifice, cât și modalitatea concretă și reală a acestei răspunderi. De principiu, vreau să menționez că originalitatea științifică este dedusă din caracterul și limitele unor concepte pe care autorul încearcă să le ofere o anumită calitate și previzibilitate din perspectiva cadrului normativ. Mă refer aici la noțiunile sau așa numitele concepte de manipulare, eveniment sportiv, pariuri, aranjate, etc. Acestea și multe alte concepte au fost, în opinia noastră, analizate și valorificate prin intermediul complex și multiaspectual, prin intermediul diferitor opinii expuse în literatura de specialitate națională și internațională, evident, în mod indirect, că nu erau surse care să descrie în mod direct aceste elemente, precum și prin intermediul legislației naționale și jurisprudenței internaționale. Și în acest sens vreau să menționez că autorul și-a propus un anumit scop. Evident că scopul este repartizat prin esență și conținutul lui în patru direcții. Și anume, direcția cercetării aprofundate privind răspunderea penală, identificarea și soluționarea unor probleme de ordin teoretic, precum și fundamentarea unor recomandări referitor la eficientizarea cadrului incriminator în materie și aplicarea corectă și uniformă de către instanțele judecătoare articolelor respective. Evident că mi-a apărut o întrebare în ce măsură putea să fie eficientizată practica aplicării din perspectiva unor recomandări pe care autorul le formulează, dar evident că aici probabil s-a avut în vedere din perspectiva interpretărilor pe care le face propriu-zis la conținutul normelor respective. În viziunea noastră, pe baza scopului trasat, obiectivelor de cercetare nuanțate și parcurgând traiectoria analizii cuprinsului la teza de doctorat, constat că acest scop și obiectivele identificate au fost materializate pe deplin și cu lux de interpretări cu caracter științific. S-a expus că este o teză de doctorat care face referire la o gamă amplă de surse bibliografice, 664 de surse, nu știu dacă sunt teze de doctorat, de doctor habilitat, care au o asemenea bază bibliografică în spatele lucrării. Operând cu surse în diferite limbi și chiar le nuanțează, limba franceză, ucraineană, italiană, rusă, spaniolă, deci, de asemenea, referindu-mă exclusiv sau principal la conținutul tezei de doctorat. Prin cele 5 capitole ale tezei, după cum am spus, oferă răspuns pe deplin scopului și obiectivelor formulate în teză. Constatăm o analiză sistematică și întregită a problemei răspunderii penale pentru infracțiunile redate normativ prin diferite modalități și raportate anume la manipularea unui eveniment sau la pariurile aranjate. Luând în considerație faptul că temeiul juridic al răspunderii penale este anume conținutul normativ al infracțiunii, adică acea componență de infracțiune, autorul și-a schițat mijloacele de analiză științifică, anume prin intermediul semnelor constitutive ale infracțiunii, raportate la anumite elemente obiective și subiective. În fapt, sunt analizate complex și complet problemele și premisele justificative de identificare a obiectului juridic și obiectului material al infracțiunii. Evident, este o poziție subiectivă, când nu susțin examinarea
în context a victimei infracțiunii la categoria de obiect al infracțiunii. Dar evident că autorul se plasează în limitele unui amplu arsenal de opinii științifice susținute prin literatura de specialitate din Republica Moldova și din practic din spațiul CSI, când victima infracțiunii este tratată și merită această, este tratată la capitolul, la elementul obiectului infracțiunii și eu respect această opinie, pentru că ea este argumentată, doar eu personal nu o susțin. De asemenea, evident, este meritorie diferențierea și evaluarea specială a particularităților răspunderii juridice distincte, în particular juridico-penale referitoare la infracțiunile analizate. Autorul, într-un mod absolut convingător, își identifică locul răspunderii penale pentru infracțiunile analizate în contextul ansamblului de semne care fundamentează răspunderea juridică propriu zisă. Pentru a anticipa anumite procedee de identificare corectă a semnelor preexistente, concomitente și subsecvente ale infracțiunilor analizate, autorul tratează distinct și este apreciat acest fapt, face distinție între semnele obiective preexistente și semnele obiective concomitente și subsecvente. Face distinție între semne obiective și semne subiective. De asemenea, face distinția între semnele constitutive esențiale și semnele circumstanțiale accidentale care sunt descrise în conținutul tezei în capitolul 5 prin prisma circumstanțelor agravante ale infracțiunii. Deci remarcăm aportul deosebit al autorului tezei de doctor habilitat, care a oferit un text al tezei bine fundamentat științific, bazat pe opinii de certă valoare teoretică, a oferit conținutul tezei un eventual caracter aplicativ și a nuanțat segmente de analiză care urmează a fi promovate în viitoarele discursuri științifice, pe asemenea subiecte de natură juridico-penală. Ori chiar întrebarea care a fost plasată și la nivelul catedrei și la nivelul departamentului și la nivelul susținerii preliminare, cum spunem, legat de posibilitatea răspunderii în cazul în care sunt manipulări pe animale, păsări și așa mai departe, este o problemă care poate să se înarmeze alții și să susțină sub aspectul necesității și justificării răspunderii juridice în ansamblu pentru asemenea categorii de fapte. De asemenea, vreau să menționez că din conținutul tezei, dar era și, cum a menționat și domnul profesor Roșnir, era imposibil altfel să fie, dacă este conducător domnul Vitale State, ca condițiile de stil, precizie, claritate să nu fie respectate. Evident că aceste lucruri eu le-am apreciat fără mari detalizări ca cu calificativul excepțional, iar contribuția autorului se observă prin faptul cum a abordat și ce stil a luat, oferind critică sau apreciere fiecărei opinii expuse în literatura de specialitate. De asemenea, este o cerință în regulament ca referentul să se refere și la etica și deontologia profesională. Eu mi-am fixat următoarea idee aici și este principial să o numesc, că în viziunea noastră principiile etice și ale deontologiei sunt respectate totalmente. Multitudinea de opinii și idei preluate de la alți autori fiind analizate și indicate într-un mod specific și riguros, considerăm că este o îmbinare perfectă a aportului autorului cu opiniile expuse în literatura de specialitate, fiind lipsite de relevanță orice suspiciuni de fraude științifice. În contextul respectiv și urmând toate criteriile care au fost
enunțate cu ținutul referatului, concluzia mea este următoarea. Teza de doctorat cu titlul Răspunderea penală pentru manipularea unui eveniment și pariurile aranjate, elaborată de către domnul Gheorghe Reniță în cadrul specialității științifice 554-01, drept penal și excepțional penal, evaluând-o sub aspectul analizei actualității temei și problematice abordate, analizei metodologiei utilizate, analizei conținutului tezei de doctorat, evaluării critice a rezultatelor cercetării, concluziilor finale, recomandărilor și impactului acestora asupra domeniului abordat, aprecierii cu privire la stil, claritatea și precizia exprimării, respectării cerințelor de ordin formal, aprecierii cu privire la corespunderea rezumatului la conținutul tezei, respectării eticii și deontologiei profesionale, precum și prin prisma publicațiilor lăsate de către autor referitor la această lucrare științifică, stabilim că ea corespunde pe deplin cerințelor reglementare, fapt pentru care optăm pentru susținerea publică și acordarea gradului științific de doctor în drept domnului Gheorghe Reniță, calificativul general acordat fiind excelent. Vă mulțumim de asemenea, domnul profesor Grădiban. Deci cuvântul se oferă pretendentului la titlul științific de doctor în drept domnului Reniță. De obicei nu spuneam să răspundă la obiecțiile, sugestiile, recomandările făcute din partea referentului oficial. Dar acum nu știu, domnul Reniță, la ce dumneavoastră comentați, că a fost numai de bine, de bine și la bine. Dar domnul, poftim. Nu știu dacă le toate cuvintele care s-au spus în privința lucrării și a mea în particular. Vă mulțumesc foarte mult și chiar sunt surprins plăcut că mă aflu aici, astăzi, la acest eveniment. Și cu siguranță voi continua cercetările în acest domeniu. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumim de asemenea, vă mulțumim. Deci, onorată asistență, trecem la o nouă etapă, și anume, dezbaterea științifică, în cadrul căreia membrii comisiei de doctorat, autorul tezei, alți participanți la susținerea publică a tezei, deci toți cei prezenți din sală, își expun părerea asupra noutății, valorii științifice și aplicative a tezei, precum și perspectivei temei cercetate. Vă rog. Cine deschide? Dezbaterea. Președinte. Astăzi numai președintele vorbește. Domnul este domnul Popescu. Cum s-a zis? Poftim. Domnul Popescu. Eu pot să zic doar câteva cuvinte, cunosc pe Gheorghe, mai mult am să mă expun asupra personalității decât asupra conținutului tezei. Am avut oportunitatea să mă expun asupra conținutului tezei, am făcut-o. Vreau să zic că doctorandul este o persoană cu liter mare, deci este un, aș zice, nu un începător cercetător, dar deja este un cercetător consacrat, cel puțin în materia studiată. Îi urez succes în continuare și la mai mult și la mai mare, plan profesional. Vă mulțumim foarte mult, poftim următorul cine. Susținătorii din sală care au venit, care îl cunoașteți, respectiv specialiști în domeniu, ați făcut studiile la Institutul Național Justiției, sunteți colegii lui Diveasă, deci la prima teze ați fost prezent la început până la final, nu? Să spun câteva cuvinte în adresa lui Reniță Gheorghe, domnului Reniță, și ar vrea să evidențiez niște calități deosebite care m-au făcut și pe mine să atrag atenția mai mult în privința unui asistent decât era în cercul lui și colegii lui. Cred că după Universitatea de Stat, după absolvire, domnul Reniță a lucrat ceva, o perioadă de timp, da, la judecătoria Centru Chișinău, unde calitățile pe care le acumulase în pereții Universității de Stat totalmente le-a demonstrat și în judecătoria Centru. A fost apreciat nu doar, consider eu, de mine, personal care activa, dar și de mulți colegi
de-ai lui, cerându-i și sfatul, și la fel toți făcea trimitere. Domnul lui cunoștea totul, ca să zic așa într-un cuvânt, ce nu-l întreba, el era la curent cu toate. Eu chiar sunt mândră că la o vârstă, să zic așa, nu prea mare, ai obținut asemenea rezultate. Îți doresc în continuare să fii susținut de colegi, să te promovezi, pentru că totalmente corespunzi locului unde te afli. Mult noroc și baftă în continuare! Da, vă mulțumim! Vă rog, pentru... Maria, spune, te rog! Poftim doamna Maria Frunză, judecător Seidru Centru, municipiul Chișinău. Da, mulțumim! Mulțumesc mult! Eu, de asemenea, doresc să apreciez lucrarea științifică elaborată de Gheorghe Reniță, pentru că este o lucrare unică pe teritoriul Republicii Moldova și eu sunt sigură că o să fie de un real folos în activitatea practică atât a judecătorilor cât și a procurorilor, pentru că atât eu personal cât și colegii mei, atunci când examinăm o cauză penală concretă, deci este de un real folos lucrările științifice, articolele științifice elaborate de către teoreticieni. Deci, de asemenea, o să evidențiez ca și referenții, pentru că am citit și eu teza de doctor a lui Gheorghe Reniță. Deci, lista bibliografică vastă prezentă și care a fost citită de către Gheorghe și reflectată în conținutul tezei de doctor. Totodată și o să mă refer și la personalitatea lui Gheorghe Reniță, pentru că și eu îl cunosc personal. Am avut o mare ocazie în viața mea să-l cunosc, să activez alături de el. Și cu adevărat este, pot să spun, o enciclopedie. Este o persoană care dispune de vaste cunoștințe în domeniul juridic și are absolut întotdeauna răspuns la orice întrebare nu i-ai acordat. Așa că eu îți doresc succese în continuare în activitatea ta profesională. Să nu te oprești la etapa la care ai ajuns. Și cu adevărat îți doresc în continuare să crești atât pe plan științific, cât și practic. Succese! Vă mulțumim foarte mult! O tecnică! Cine următorul? Bună ziua! Am avut ocazia să lucrez cu domnul Reniță. Mi-a fost asistent judiciar. Tot timpul colegilor, cunoscuților, chiar și copiilor mei, că am flăcăi mari, le zic. Gheorghe este un om care îmbină tot ce e mai bun și ce e mai frumos într-un om ce poate fi îmbinat. Este înțelept, este inteligent, este muncitor, este cu minte. Cu minte este, cunosc și ca fecior, ca profesionist este excepțional. Deci când am lucrat cu domnul Reniță, aveam toată încrederea în dumnealui. Capacitățile dumnealui intelectuale sunt excepționale. Cunosc că domnul Brânză l-a recomandat la judecătoria Chișinău să vină, când a venit ca asistent doamnei Brânză, și de fiecare dată ziceam că, de fapt, domnului Brânză îi sunt recunoscătoare că l-am cunoscut pe domnul Reniță. Gheorghe, îți urez mult, mult succes în viață. Ești un tânăr muncitor. Prin munca depusă, ai obținut laudele care ți le-au acordat astăzi membrii comisiei. Munca ți-a fost apreciată pe deplin. Îți urez mult, mult succes în continuare. Sunt sigur că toți colegii te vor susține în continuare când vei avea nevoie și de susținerea mea. Sunt deschisă tot timpul. Mult succes, îți urez! Vă mulțumim foarte mult! Putem de cineva să mai spune? Poftim, domnul Stati, conducătorul științific. Bine, bine, mie probabil vă încheie să spun câteva cuvinte. Nu cu titlul de dezbatere științifică. Deci,
vreau pe Gheorghe să-l felicit pentru cutezanță, pentru temeritate, pentru curaj. Și a ales o temă deloc ușoară și pe parcursul acestor 4 ani, prin activitatea sa, a demonstrat rezultate bune și foarte bune. Din punctul meu de vedere, Gheorghe a reușit. Nu voi spune mai multe pentru că va fi decizia Comisiei de doctorat în deplină componență. Eu sunt onorat că mi-ai fost doctorand. O spun aceasta cu tărie, cu convingere, cu încredere și mă mândresc că mi-ai fost doctorand și voi spune întotdeauna cu multă mândrie că am avut un doctorand ca tine. Vreau să le mulțumesc celor care fac parte din Comisia de doctorat, domnului Brânză, domnișoare Ieșanu, domnului Cușnir, domnului Berdiba, domnului Copiețchi. Deci domnul Brânză și domnul Berdiba îl cunosc pe doctorat de la primii lui Paș, pentru că au fost și membrii Comisiei de îndrumare. Îi cunosc foarte bine activitatea lui. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că datorită dumneavoastră este posibil acest eveniment astăzi. Datorită efortului, contribuției dumneavoastră, ajutorului dumneavoastră, recomandărilor, sfaturilor dumneavoastră. Eu vreau să cred, eu sper că prestația doctorandului, prestația lui Gheorghe, dar și activitatea lui de ansamblu se ridică, deci este pe măsura așteptărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc de asemenea, domnul Platin. Consider că este ultimul domnul stat în discurs, da? Nu mai sunt doritoare. Deci poftim, domnul Rință. Eu vreau să spun două cuvinte. Da, vă rog frumos. Ce o să spun? Bună ziua, stimați colegi. Eu sunt Igor Cojocaru, directorul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale. De fapt, vreau să spun că sunt onorat pentru a asista la voastră viteză. De mult vreau să găsesc niște personalități în domeniul dreptului care, de fapt, sunt foarte vizibili în spațiul informațional, promovează accesul deschis și vreau să menționez că astăzi am dat peste un pretendent, exact în cuib. Domnul Reniță se află în clasamentul național al tuturor cercetătorilor din Republica Moldova care promovează accesul deschis și astăzi am auzit 3 familii, domnul Stati, Brânză, care se află în poziția 4-6, iar pentru prima dată un doctorand se află în top 100 de cercetători, poziția 61. Ceea ce are toate amprentele digitale, de fapt, eu spun când dacă vorbim cu domeniul dumneavoastră juridic, nu există, probabil, nicio crimă care este săvârșită fără a lăsa o amprentă digitală. Domnul Reniță a lăsat deja are amprente digitale suficiente. Eu mă gândeam acum, mi-am susținut teza de doctor sau de doctor abilitar și ceva nu înțelegeam, tot încercam să accesez CNA.md, este o problemă aici local, din sediul Universității să nu se accesează, nu știu de ce, dar având și publicații în Scopus, Web of Science, ca să știți, nu este atât de greu să publici în aceste bazi date. Cheia succesului care eu am identificat-o, probabil nu lui are altă opinie sau coincide, mi-a arătat foarte bine contextul național al problemei care o cercetează. Și ceilalți din Web-ul site, revistele care sunt cotate în vânt internațional, sunt în așteptarea unor astfel de studii comparative. Recomand tuturor doctoraților care văd că sunt aici foarte mult să abordeze, să analizeze acele principii care au utilizat domnul Reniță pentru a avea și mai multe teze de doctor și doctor abilitat în Republica Moldova de calitate. În această bază date, instrumentul bibliometric național ibn.idsi.md se află peste 110.000 publicații, dintre care peste vreo 15-16.000 sunt în drept. Adică este un volum foarte mare de informații, dar totodată avem și suficiente probleme în Republica Moldova. Eu îndemn foarte mult cei care elaborează lucrări științifice să depună efort astfel încât să fie niște acțiuni corective și preventive a cadrului nostru
normativ pentru a avea și mai puține infracțiuni, pentru a nu le să nu se gândească oamenii să insinueze anumite lucrări. Succese și Doamne ajută, vă mulțumesc foarte mult și rog toți care au publicații și nu sunt în această bază date, sunt disponibile să le expedieze prin e-mailul care este la broșură, pentru a fi indexate, probabil la următoarele susțineri va fi important nu doar numărul de publicații, dar și numărul de citări. Succes! Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim! Poftim, domnule! Vă mulțumesc foarte mult! Mi-este greu acum să spun câteva cuvinte după ceea ce am auzit astăzi aici. Sunt profund emoționat și recunoscător pentru orice cuvânt spus, pentru că știu că este sincer. Vă mulțumesc foarte mult și până de mult credeam că tărie afirmam că unicul tutor este conducătorul de doctorat pe care am o deosebită onoare să lucrez împreună cu dumnealui și care este primul cititor a scrierilor mele, dar a fost mare bucurie să aflu că mai sunt și alți cititori care studiază articole pe care le public. Vă mulțumesc foarte mult și o să continui activitatea științifico-practică. Vă mulțumim. Deci următoarea etapă a susținerii publicității noastre de astăzi este rugămintea mea, membrii comisiei de doctorat, rămân aici în sală, vă rog foarte mult, pentru a examina rezoluția de evaluare a tezei de doctorat și a exprima decizia prin vot, ceilalți prezenți în sala următoare, vă rog foarte mult, când ați doresc, când ați doresc. Mai departe, în sala următoare, puteți iar discutați asupra tezei, pe unic subiect. Onorată asistență, dați-mi voie să aduc la cunoștință rezultatele votării la ședința de astăzi a Comisiei de Doctorat. Membrii Comisiei de Doctorat au votat în unanimitate pro 5 din 5 pentru conferirea domnului Gheorghe Reniță a titlului științific de doctor în drept la specialitatea 554-01, drept penal și excepțional penal. 2. Atribuirea calificativului excelent tezei de doctorat elaborate de domnul Gheorghe Reniță, în conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire a calificativelor tezelor doctorat, aprobat de ordinul numărul 514 din 5 decembrie 2017, conform punctului 18 din procedura operațională de depunere și susținere publică a tezei doctorat, aprobată de Consiliul Științific al Universității de Stat din Moldova în ședința din 26 septembrie 2018, proces verbal numărul 11, în tabelul tabelului generalizator al calificativelor atribuite pe criterii, membrii Comisiei de Doctorat au atribuit domnului Reniță Gheorghe punctajul de 3,94. Permiteți-mi, din partea mea personal, domnul Reniță, domnul Gheorghe, ca membru colectivului Departamentul Drept Penal, ca cadru didactic în cadrul Facultății Drept a Universității de Stat din Moldova, să te felicit și vreau să spun că, într-adevăr, cum au accentuat și membrii Comisiei de doctorat și colegii prezenți azi în sală, nu mai vorbim de actualitate, de nivelul științific a tezei care ați prezentat dumneavoastră astăzi, dar și prezența, nicătând la măsuri de precauțiune, la starea de pandemie care ne aflăm noi acum și la, deci, limita de până la 50 de persoane, astăzi au fost în jurul la aproape de 40 ceva de persoane în sală. Deci, încă o dată dă o dovadă că atât actualitatea teza, atât teza, ceea ce ați prezentat dumneavoastră astăzi, cât și personalitatea dumneavoastră. Că nicătând că sunt colegi care nu sunt la facultate, sunt în alte domenii a dreptului, activează, totuși ați rămas pentru dânsii un coleg în adevăratul sens al cuvântului, ceea ce astăzi voi vedeți singur că e puțin, așa putem să găsim. Eu îți doresc mai departe, așa cum a spus și domnișoara Adriana, nu te opri la teza de doctor, fă teza de habilitat, treci la membru corespondent, academician, domnul Cușnir astăzi îți dă sfaturile care trebuie, cum să ajungi acolo la academician. Și noi cu toții așteptăm cât mai repede să ne inviți și la alta. Deci noi spunem că persoana face
două greșeli în viață. Când are alege specialitatea, asta tu n-ai făcut-o precis. Și a doua când se căsătorește. Da, vom vedea. Succese și toate cele bune. Deci și respectiv ofer cuvânt de încheiere, deci domnului pretendent sau doctorului de acum proastă, doctorului în drept, domnului Leniță Gheorghe. Poftim. Așa s-a trebuit. Vreau să vă mulțumesc foarte mult tuturor persoanelor, tuturor președintelor comisiei, conducătorilor, doctorilor, referenților oficiale, onorate asistenții, toți au aportul lor la crearea mea, la formarea mea ca specialist, la rezultatul pe care l-am obținut eu astăzi, se datorează inclusiv mare parte oamenilor buni pe care le-am întâlnit și cu care am avut ocazia să lucrez. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Stimați membrii ai Comisiei Doctorat, permiteți să consider ședința de astăzi, ședința publică de susținere a tezei de doctorat domnului Leniță Gheorghe, închisă. Vă mulțumesc!